În ajunul Crăciunului, ploieștenii au trăit o spaimă de moarte. Un urs a apărut liber pe străzi. S-a plimbat prin jumătate de oraș până a fost tranquilizat și dus la grădina zoologică de la Bucov. Numai o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Cel mai probabil a fost abandonat ori a fugit din curtea unui crescător clandestin. De atunci, ursoaica a stat în carantină, separat de ceilalți urși din parc. În această dimineață a plecat spre rezervația de urși de la Zărnești, dar pentru asta a fost nevoie ca simțurile să-i fie din nou amorțite. Dezorientat, ursulețul s-a refugiat în cel mai înalt loc din țarc și a scos meticulos seringile rămase în blană. Apoi parcă a așteptat ca toată energia să se scurgă. Într-un final le-a dat de înțeles îngrijitorilor că nu se mai poate opune și pentru un moment a și colaborat. Femela s-a pus cu botul pe labe și a fost introdusă în cușcă. Pentru un moment, Crăciunița s-a împotrivit, semn că se obișnuise cu familia adoptivă. Ușor? Să lăsa cam greu tranquilizat. De obicei, toate animalele sălbatice reacționează mai greu la tranquilizant. E mai bine pentru... Da, e mai bine pentru că am înțeles că acolo totuși este o suprafață de vreo 70-80 de hectare, unde este un mediu mai adecvat pentru animalul respectiv. Autoritățile încă nu au aflat de unde provine ursoaica și cum a ajuns în Ploiești. De la această anchetă aș dori în primul rând să se afle proveniența. Da, să nu cumva să fie vreun crescător ilegal sau, nu știu, există mai multe pericole, da, în zonă, care asta înseamnă că încă mai prezintă pericol dacă nu a fost descoperit. Să facem o procedură în caz de urgență, în caz de pericol un animal periculos pe străzi, mai ales în zonă urbană. Este pentru prima oară când autoritățile de la Ploiești se confruntă cu un animal sălbatic periculos care rătăcește pe străzile orașului.